Târgul de Crăciun se află la cea de-a doua ediție, iar comercianții locali prezenți au expus marfa, respectiv sculpturi din lemn, decorațiuni de Crăciun și alte posibile cadouri care pot fi cumpărate de vizitatori. Târgujienii însă nu îl văd ca pe un adevărat târg de Crăciun. Eu n-am vizitat că nu mi s-a părut așa de vizitat. Dar ați găsit căsuțele deschise, a fost deschis în acest moment? N-am venit să văd dacă sunt, probabil că sunt deschis, dar ce căsuțe, dacă căsuțe aceea ce este. Deci eu nu l-am vizitat. Nu am fost curios să văd minunea. Adică mi s-a părut, da, ce e, că ăsta e prea mic pentru ca să mai și vizitez. Îl vizitez destul ziua. Nu sunt interesat de târgul de Crăciun, se cheamă ăsta, nu? Dar vi se pare că e un târg de Crăciun? Îl putem numi un târg de Crăciun ca acesta? Păi, asta zic zic, dar nu l-am vizitat. Cam, nu știu, cât târg, cât netârg. Da, stai, probabil că așa, nu sunt condiții unde să faci. Poate ar fi trebuit undeva în afara orașului, mă gândesc. Că așa, piețe, nu prea se găsesc pe aici, prin centru. Pe deosebire de alte orașe care au mai multe posibilități. Aici n-a fost gândit așa probabil pentru târgul de Crăciun. Poate cumva dacă pe aici printre pomii ăștia, să zicem așa, nu știu, este problema organizatorilor. Noi cetățenii decât venim și ne uităm și vedem și tragem concluziile fiecare cum pe mintea lui. Și ați văzut, adică tarabele sunt închise, îl putem numi cumva târg de Crăciun? Păi dacă nu sunt deschise, simplu. Dar nu, nu mai am trecut, n-am observat nimic deosebit acum. Ar trebui să fie, eu știu, standuri cu vin fier, cu turtă dulce, produse de sezon, de perioada asta de sărbători. Dar cum vedeți dumneavoastră că sunt închise pe timpul zilei și doar seara sunt deschise? Asta ține de organizare. Și de municipalitate și eu știu și de cei care participă la vin cu produse tradiționale, bănuiesc că asta ar trebui să fie un târg de Crăciun de sărbători. E frumos. Foarte bună ideea. Mulțumim domnului primar că ne face și zile frumoase și sper că anul viitor să fie din ce în ce mai frumos. Dar pentru la anul acesta, cum vi se pare, sunt este după criza care este, e frumușel. Dar este loc și de mai bine. Este loc și de mai bine, da. Să sperăm că o să fie și mai bine la anul viitor și o să fie și liniște în țară. Cetățenii din Târgu Jiu speră că anul viitor vor avea parte de un târg de Crăciun mai bogat.